bună emisiunea cu omul de cultură, scriitorul, omul și politic, Slavomir Gozenović. Discutăm astăzi exponent de prim rang al comunității sârbe aici în Timișoara și în România și în Serbia, al comunității sârbe de aici. Acum să răspundeți direct în sârbă, știți că asta nu trebuie să fie așa. Bună ziua, dobar dan, dar vorbim românește ca să înțeleagă toată lumea. Aici sunt astăzi în calitate de scriitor, ceea ce mă bucură în mod deosebit. Când ați fost la Sârbi ultima dată? Că știu că foarte recent. Am fost recent la sărbătoarea Kikindei. Au ei sărbătoarea lui Daiei, Dovleacului. Și există o zicală, trebuie să spun, că e interesantă. Zice, când te urci pe un dovleac din Kikinda, vezi întreg Banatul. Păi asta practic... Și eu de aia m-am dus acolo ca să vedem întreg Banatul împreună cu prietenii. Cum se vede? Banatul întotdeauna se vede mai luminat, mai frumos decât restul lumii. Asta este norocul nostru. Banatul istoric se întinde în Serbia destul de bine, ca bucată, până pe la vreo 8-10 km de Belgrad, după știința mea. Da, până în Panceva. Cam până în Panceva, așa. Și acum ne leagă și faptul că în 2023, cum trebuia să fie și în 2021, Novi Sad și Timișoara vor fi capitale culturale europene. Deci, păi vreau să vă spun că așa perseverență și serioși cum sunt bănățenii și harnici, împreună cu Robert Sherman din partea Timișoarei și cu președintele Matiței Sârbska Dragan Stanić și cu alți scriitori de acolo, am inițiat și am realizat o antologie comună bilingvă în aceeași oglindă. 10 poeți sârbi români din Serbia, 10 poeți sârbi din România. Dintre care 3 sârbi din România și 3 români din Serbia. Așa că am reușit să arătăm fața europeană a Timișorii chiar puțin înainte. Un fel de introducere în anul în care cele două orașe vor fi capitale. Este un proiect din 2019, l-am mai discutat. Aici, pe pagina, să zicem așa, apare pagina stângă, poezia în sârbă, pe pagina de dreapta, poezia în română. Da, ei au tipărit cartea, ne-am înțeles așa, noi să o pregătim, noi am făcut toate pregătirile. Da, de tipar și așa mai departe. Și asta ei au avut numai de realizat, au reușit să obțină prin proiect mai mulți bani și... Aici e o tradiție foarte mare a legăturii culturale cu Serbia. De pildă și în poezie, nu a fost și această prietenie Nichita Stănescu, Adam Pujoș și Nichita Stănescu. Multe prietenii și multe paralele între cele două literaturi care există. Ar fi? Haideți să vedem așa în viziunea dumneavoastră. În viziunea mea pot să vă spun, hai să începem de la Eminescu. Așa. Eminescu vis-a-vis de Petar Petrovici Njegoš și Branko Radičević, că Eminescu a avut și, pe lângă partea lirică, a avut și cea epică aici. Epică oare Njegoš, lirică oare Branko Radičević, elev timișorean de altfel. Da. Ca și mulți alți scriitori sârbi mari, până la Miloš Crnjanski, cel mai mare scriitor al limbii sârbe, din punctul de vedere al multora dintre noi, printre care mă aflu și susțin această idee până în pânzele albe. Este cel mai mare poet al limbii sârbe, deși e cunoscut și prin romanele sale, dintre care Migrațiile traduse și în limba română și așa mai departe. Deci, începând de la ei, apoi Nušić Karađale, apoi Nichita Stănescu cu prietenii săi belgrădeni și cartea aceea Belgradul în cinci prieteni. Și între aceste, să zic, laturi, două, trei laturi, sunt multe alte exemple, multe, multe. Să nu uităm tipăritul, de mai exact. Școala tipăritului la noi a intrat și datorită tipografului Macarie de la Vâlcea, de la Râmnic, pardon. Da? De la Râmnic, cu tipografia pe care a adus-o din Muntenegru, fugind din fața turcilor. Apoi
diaconul Coresi, primul tipograf român, așa am învățat eu la facultate, deși valorile acestea se mișcă tot timpul și depinde de profesor, a fost elev al lui Dimitrie Ljubovici, un elev al lui Macarie. Și a fost așa multe și tot felul de raportări culturale din afara sferei. Și de atunci, prin folclor. Prin Eminescu, vreau să vă spun, păi Eminescu a fost foarte preocupat de problema sârbilor. A scris despre asta. Noi știm principalul lui traducător în sârbă este un poet sârb. Aici vă rog să mă ajutați, soțul Irenei Ursu din Mila Nenadić. Da, Mila Nenadić, exact. Eu vreau să vă spun și să mă bucur, nu vreau să mă laud puțin, dar să mă bucur că pot să spun. L-am propus la Uniunea Scriitorilor pentru Marele Premiu pentru traducere, că ceea ce a făcut el cu Luceafărul, în nicio limbă slavă n-a făcut nimeni. Cu ajutorul Irenei Ursu, poetei, da, și ea, și asta a făcut o remarcabilă, te cutremur când citești cum a reușit să găsească toate soluțiile. Minescu e un scriitor pretențios, un poet, și nu e ușor să-l traduci într-o limbă care nici măcar nu e înrodită cu română. Păi, nu e greu asta, să-l traduci dintr-o limbă pe care, limba traduci română pe care el a inventat-o, dintre tot, modernă. Adică l-a tradus foarte mult și prietenul nostru Adam Puslăici. Da. Dar cele mai bune traduceri, totuși, din punctul meu de vedere, i-a făcut Mila Nenadić în colaborare cu soția sa, poeta Ileana Ursu. Dacă tot l-am pomenit și pe prietenul Puslăici, să spun că Oda în metru antric, el a tradus-o cel mai bine. Sunt multe, sunt câteva opere ale lui Eminescu, de-a dreptul cutremurătoare în cercurile scriitorilor sârbi, eu știu, cunoscându-i, fiind cu foarte mulți prieteni. Aici e o discuție în legătură cu ce înseamnă percepția literaturii române în Occident și în afara țării, nu doar în Occident. Și eu am observat, tot mergând pe la festivalul sau având invitați aici la festivaluri, că, într-un fel, cei mai cunoscuți poeți români sunt debutați din generația anterioară, la 89, hai să zic așa. Confirmați asta în Sârbia, cum stau lucrurile? Nu discutăm de faptul că Vreau să vă spun că se tangentează cele două literaturi foarte mult. Eu mai vreau să vă dau sunt multe exemple. Da. De etnici români deveniți mari scriitori sârbi. De etnici sârbi deveniți mari sau important scriitori români. Eu vreau să-i amintesc din generațiile alea mai vechi pe Dim Rakić, respectiv pe Dušan Petrović, al nostru. Din Serbia, nu trebuie să vorbim de alții. Să-l pomenim numai pe Vasco Popa. Da. Obama, fostul președinte american. Cel mai important, datorită unui alt mare poet de origine sârbă, dar poet american, Charles Simic, da, tradus la noi cu două cărți în limba română, un poet extraordinar, da. A luat și premiul Pulitzer, el a fost și consilierul pentru partea asta scrisă a culturii a lui Obama. Deci, și el l-a tradus practic aproape totul ce este important din Vasco Popa. După limba engleză, cele mai importante traduceri ale lui Vasco Popa sunt în limba română, ceea ce este de înțeles. Și să vorbim un pic și despre această, să zicem, cotă, relație, imagine pe care a avut-o Nichita Stănescu în Serbia. Știți, se zice că atunci când a murit, adică în 1983, primul material televizat, cum ar fi despre moartea lui, a fost la români. Televiziunea sârbă l-a dat și vreau să vă spun că de câteva ori televiziunea noastră din România a preluat de la sârbi, că au păstrat mai bine. Relațiile au fost extraordinare. Da, da. Eu vreau să vă spun că acel cununa de aur de la Struga, din Macedonia, aia a fost, cum să spun eu, meșteșugărită la Belgrad. În Struga i-au pus-o în cap. Când s-a întors din Struga, iarăși dovada ceea ce ați
amintită din iau dumneavoastră. I-au făcut o recepție la primăria din Belgrad, mă cutremur când povestesc acum, da, vă rog. Extraordinară. Era un mare arhitect și sârb și iugoslav, Bogdan Bogdanović, primar al orașului, și fiind suflet de artist, a înțeles asta și a deschis larg porțile, ușile primăriei. Și Nichita Stănescu a îngenunchiat. Și în genunchi a intrat. Când l-a văzut că intră în genunchi în primărie, primarul a îngenunchiat și el. Și tot în genunchi a venit. Asta, dați-mi un exemplu în Europa. Dați-mi un exemplu și o să zic, da, Europa este înaintea noastră. În multe privințe, eu sunt un adept al Europei în care nu avem voie să uităm cine suntem, să ne uităm limba și numele. Asta ar însemna asta este. O dar Europa dincolo de toate astea, a națiunilor, nu o Europa confederală. Asta este o problemă. Sau federal, a doua problemă, în multe privințe am fost în Europa înaintea Europei. Am îndrăznit. Ați pomenit că am fost și politician. Asta este altele. O parte din, mă iertați că vă întrerup, din, da? Spiritualitatea sârbă. Tipul ăsta de emoționalitate, că se chiar vede clar că v-ați că, aprins. E, pentru acum, că patima asta. Păi cu Geo Box l-am vizitat pe Vasco Popa la el acasă. Soția sa. Asta când a fost? Ca să asta se a fost prin anii 86 sau 7. Nu știu exact să vă spun. El avea apartament în centru la câteva sute de metri de Uniunea Scriitorilor. Soția sa, Așa, ne-a întâmpinat cu specialitățile alea sărbești de am uitat să ieșim din casă. Iar Geo Bogza, într-un moment dat așa libertin cum era, a ridicat tonul și către soția sa pe care o alinta, Bunti, Bunti, dragă, eu visez sau trăiesc. Și șmecherul, prietenul în ghilimele, șmecherul de Adam Pustovici, a fugit repede la editura și a schimbat titlul cărții peste noapte. Visez sau trăiesc. O carte care a făcut senzație în Serbia. Și iată multe din asemenea exemple care... De contact și de... De contact și asta, care arată încă o dată această apropiere până la urmă, nu numai între scriitori și între culturi și între literaturi. Chiar între popoare. Cum vedeți, corect, cum vedeți parcursul, că aici lucrurile se leagă de spiritualitate, de cultură pe toate planurile, și politic, și istoric, și poate și economic. Cum vedeți parcursul Serbiei în ce privește contextul ăsta european? Intră în UE? Serbia vrea să intre în UE. Ar fi tendința majoritară acolo. Nu, există o tendință naționalistă, națională, să zic așa, în care nu vor, sârbii încăpățănați cum sunt și mândri, orgolioși, nu vor să cedeze. Deci, da, trebuie să cedeze către ceva. Dar făcându-ți-se, acum poate sunt puțin și subiectiv ca sârb, făcându-ți-se atâtea nedreptăți. Vă referiți la războaie, ce au fost bombardamente? Și ce au urmat după războaie și asta, pe unde ai pomenit în istoria asta de... Înainte de al doilea război mondial, mai ales după să-ți vină să-ți ia o pătrime din teritoriu, așa numai, păi au fost și crime, și genocide, și războaie în multe colțuri din Europa, să nu zic din lume. Dar asta nu s-a întâmplat, așa ceva. Mai ales și... Și vedeți viitorul Serbiei cultural, în primul păi, rând? Serbia cultural este... Pot să vă dau numai câteva nume. Vasco Popa, Miodrag Pavlović, tradusă în peste 20 de limbi. Miodrag Bulatović, un prieten mare al României. Prieten cu Dere Popescu și mare prieten. El este poate singurul dintre mari scriitori ai Europei care a scris un roman cronică sau cronică roman despre Dracula. Dar a scris-o din punctul de vedere al românilor, înțelegând că și arătă... N-a fugit de mit, dar a arătat și realitatea. L-a arătat pe Țepeș ca un mare patriot, uite, de exemplu, un mare apărător al României, cartea. Manuscrisul nici nu era gata, a avut semnat contractul
o editură din Japonia ca să o distribuie în toată lumea. Da, da. O grămadă de bani a luat. Cartea, dacă nu mă înșel, este tradusă sau urmează să fie păi tradusă. Păi uite, că și aici e o mare chestiune. Ăsta este unul dintre cele mai cunoscute mituri legate de România, Dracula, da? Cărțile cele mai cunoscute de astea... Și se folosesc de senzații, de minuni din astea. Ăsta n-a făcut asta. Cărțile cele mai importante sau de impact, hai să o zicem așa, de pe tema asta nu scrise de români. Deci, stău că n-a fost român... Da, nu? Dar noi știm autorii aceia englezi care l-au arătat exploatat într-un anumit așa mod... Ăsta l-a arătat cu totul altfel. A pornit de la fapte reale, arătându-l ca un mare patriot român, arătându-l ca un mare apărător al României și al creștinismului. Și așa, înțelegând legăturile între curțile sârbești și românești de atunci, noi să nu uităm că Mircea cel bătrân a ajuns la bătălia de la Câmpia Mierlei. Da, la Kosovo Poli. Cu câteva sute de călăreți. Astăzi se ajunge greu pe câmpul de bătălie cu avioane. El a ajuns cu călăreții acolo și n-a întârziat ca alți prinți sau... Da, da. Voievozi sau regi și așa mai departe, ajuns la timp. Înțelegând odată legătura aceasta și a doua oară, apărându-i, ajutându-i pe sârb acolo, indirect își apăra și propria țară de năvălirea turcilor, ceea ce a urmat să se întâmple după. Și încă o dată, aici am putea, e un teren, cum să spun, foarte bogat, unde am putea să discutăm mult și bine. Bun, asta este unul dintre cele mai mari subiecte când a spus Antanta. Până la mica Antanta. Și chiar și după. Uite și acum. România este una dintre cele 5 țări care n-a recunoscut statul Kosovo, ăsta statul fantoma Kosovo. Kosovo și care nu poate să funcționeze niciodată ca stat până nu își dă acordul Serbia. Iar Serbia a înțeles că aici trebuie să se găsească un compromis. Și Vučić, cu a cărui parte a politice nu mă înțeleg, să zic, sau asta, nu sunt de acord, el a zis ceva, altceva, zice. Nu trebuie să ne uităm cine ce câștigă. Trebuie să înțelegem că fiecare trebuie să piardă ceva. Și cred că acest lucru l-a spus corect și bine. Acum, mentorii albanezilor sunt mai puternici decât mentorii sârbilor. Și aici e... În România, imaginea, mă rog, fostei Iugoslavii, dar a Serbiei, în primul rând, și atunci, înainte de 89 și așa mai departe, și mai ales aici, în partea asta de vest a țării, imaginea era de Occident, de peste drum, de peste păi gard, este. Practic. Așa este. Și fost. Să-ți mai spun o chestie. În Parlamentul României, când s-a votat spațiul aerian pentru parcă cineva ne întreba pe noi dacă vrea să da, da. Și asta. Pentru că s-a votat... Puterile astea. Vreau să vă spun... Foarte mulți prieteni din rândul ați țărăniștilor. Ați fost parlamentar atunci. Da. Chiar atunci, din rândul PSD-iștilor. Veneau la mine, mai ales m-a impresionat faptul că au venit țărăniștii care da, erau deschiși la putere pentru Europa, dar și erau la putere. Sârbilor îmi șopteau la ureche, nu vă lăsați, dar noi n-avem ce face. Ce să... Eu eram conștient că este lucru. Dumneavoastră și a avut o luare de opoziție. Că lucrurile astea așa. Eu, sigur, eu m-am avut, poziția mea a fost de om și de sârb. Care ar fi imaginea României în Serbia? Imaginea, am discutat de deci, imaginea Serbiei la noi. Sârbii ne percep acum cum? Odată ca prieten. Mai prieten decât alți vecini? Mai prieten. Poate acum au reușit să se apropie de unguri destul de mult din durerile și aceleași dureri și aceleași interese. Dincolo de asta, aici nu trebuie să dovedim unii altora că istoria a dovedit prietenia aceasta, dar ne percep odată ca prieten și a doua oară că am făcut pași mari spre și în Europa. Și noi? Noi din România, da. Haideți să încheiem că mai avem vreo 4 minute cu o poezie de-a dumneavoastră, poate și în sârbă și în română. Aveți așa eu, în față eu am venit vreo cu cartea asta, da. Cartea asta care a apărut în Muntenegru. A fost și premiată. Și a fost premiată acolo. Care e piața de carte? Casa editorială a Consiliului Național al Sârbilor din Muntenegru.
Prima dată, dacă tot da, să mai... Și asta, o antologie pe care a făcut altcineva a poeziei mele. Cum și, se numește, chiar dacă nu se traduce? Cuvintele de aur în casa limbii. Uh-huh. Și cealaltă este Visele sufletului sau poezia lui Slavomir Gvozdenovici. Este o carte despre poezia mea, pe care a făcut unul dintre importanții critici sârbi, Dușan Stoicovici. Și aș vrea să mai... Da. Și din asta o să citesc ceva în limba română. Este de pe limbul sârbesc, apărută în patru limbi, a doi poeți, Petar Miloșevici din Budapesta, sârb din Budapesta, și Slavomir Gvozdenovici, sârb din Timișoara. E o carte cu totul deosebită în patru limbi. Eu o să citesc din asta. Vreau să vă spun că sunt importante traducerile pe care le-am făcut, sunt multe. Asta este acelui mai important poet viu al sârbilor acum astăzi, Matija Bečković. Să-și arătăm la camerele că e mai mică. Vă las. Când ajungi în oricare oraș. E un poem deosebit. Iar eu din cartea de pe limbul sârbesc o să citesc o poezie, mulțumindu-vă și pentru invitație. Asta are într-adevăr o ținută aia așa discretă și în același timp impunătoare, de caiet aproape. Păi este un fel de caiet apărut în vreo 14 limbi, da, în Germania, printre care iată și în limba română. Era extrem de elegantă. Uitați, ca să vedem și obiectul cum arată, cu supracopertă și așa mai departe. Iată, vă rog. O aventură teribilă. Este păstrată și ultima notiță privind vânzarea tabloului 14 Floarea Soarelui într-o vază de către Galeria Națională din Londra. Familia Van Gogh a vândut pânza artistului blestemat, muzeele celebre, colecționarii pătimași, pramatiile din lumea întreagă, Marea Piață Liberă nu-și revin în fața măiestriei nebune a pictorului de a preface în infinit câmpul cu toată splendoarea lui, spre a răsădi infinitul în vază, în sufletul lumii de fapt. Aproape două secole mai târziu, cu mâinile goale și cu sufletul dezgolit, dezarmat în fața haitelor, eu, o nefericită întâmplare, aud, închide ochii, vei vedea întunericul zeilor în capul fiecăruia și în fiecare petală. Poate v-a gândit și în sârbă cu un text. De ce nu? Păi, dacă să este se audă sigur, pentru cei care ne urmăresc, pentru că până la urmă, da, asta este o practică și la festivalurile literare, unde, dincolo de limba țării respective sau de engleză, autorul invitat citește în limba lui. Tot da, da, așa se procedează. Un text. Surovo putovanie. Sačuvana je poslednja evidentirana beleška o prodaji 14 suncokreta u vazi Nacionalnoj galeriji u Londonu. Porodica Van Gogovih prodala je platno ukletog slikara, čuveni muzeji, ostrašćeni kolekcionari, belosvetske hulje, veliko slobodno tržište, svi su u čudu. Pred ludom veštinom slikarevom da lepotu polja prenese u beskonačnost, beskonačnost presadi u vazu, u dušu sveta u stvari. Skoro dva veka posle, goloru i bosonog je duše, razoružan pred čoporima, nesretan slučaj, čujem, zažmuri, vidjet će štamu bogova u svačijoj glavi i svakoj latici. Da, ne-am și asortat azi și cămăși albastre și mese albastre și sigla emisiunii albastră și până la urmă a fost vorba. Prietenie din toate punctele de vedere. De asortarea, să zicem așa, spirituală și culturală. La revedere, mulțumim! Eu vă mulțumesc pentru invitație și numai bine!